avut procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Acum o să dau citire ordinii de zi. Conform dispoziției primarului numărul 264 din 17.11.2023, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Tâncei din data de 24.11.2023, orele 10, ședință care va avea loc în sala de ședință a Consiliului Local Tâncei, județul Bacău. Următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Tâncești de Tâbacău, inițiator primarul Comunei Tâncești. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, inițiator primarul Comunei Tâncești. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Tâncești, începând cu 1 noiembrie 2023, în conformitate cu legea numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României, pe termen lung, inițiator primarul Comunei Pâncești. 4. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului general al investiției, reabilitare și schimbare destinației din școala Corbe în centru comunitar integrat, sat Pâncești, Comuna Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. 5. Diverse. Punctul 1. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești, județul Bacău. Inițiator prim. Domnul contabil, aveți cuvântul. E plus, nu? Plus, da. Așa cum este din ordinea zi, avem de supus atenție dumneavoastră un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu suma de 204 plus 245.000 lei, ca urmare a unor adrese venite din partea Direcției Generale de Finanțe, a Agenției Județene a Finanțelor Publice Bacău, AGFT Bacău, unde se retrag niște sume, iar în altă ordine avem sume venite din fonduri europene pentru centru de zi. Am să ne luăm pe fiecare în partid. Deci bugetul inițial la această dată este de 13.347 de lei. Avem o creștere de venituri de 443.000 de lei, iar o scădere de venituri de 198.000 care vin de la Direcția Generală a Finanțelor Publice, astfel încât bugetul rectificat va arăta ca sumă de cu 13.592 lei atât la partea de venituri cât și cheltuieli. De unde provin aceste sume? Deci 13.000 de lei din creștere de venituri, 46.000 de la AJPIS Bacău pentru ajutorul de încălzire la populație pentru cele două luni, noiembrie și decembrie, octombrie și noiembrie, că decembrie va fi plătit în anul următor, și 384.000 am primit de la fondurile europene pe obiectivul centru de zi aici, prin POR, Piatra Neamț, 384.000 am primit prima tranșă la acest obiectiv. Mai s-au întocmit documentații și situații de lucrări, sperăm că până la finalul anului să ne mai vină cu o sumă. Dacă o să vină, dacă o să fie în bugetul din anul următor. Deci astea sunt pe partea de venituri. La cheltuieli, noi am făcut fundamentare la Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin care am arătat faptul că la însoțitor nu ne ajung sumele pentru plata lunii decembrie. Atât la însoțitor, cât și la indemnizații. Mai mult de atât, nu ne ajungeau banii pentru plata concediilor de odihnă la însoțitori. Avem un număr de 39 de cazuri, care ne era necesar o sumă de 88.000 de lei, iar la salarii ne mai trebuiau 65.000 de lei ca să putem închide anul bugetar cu toate plățile la zi. Noi, astea două sume ar fi însemnat 146.000 de lei. Am făcut adresă și mi-au răspuns
că s-au făcut documentații, s-au trimis la Ministerul de Finanțe, dar nu să avem de unde să primim, pentru că mi s-a sugerat să-i mutăm din rezervele pe care le avem, dacă avem, la acest capitol bugetar. Am luat cei 65.000 de lei de la noi, de la administrație, de la salarii, că am avut rezerve, și am mutat la însoțitori, 65.000 de lei. De asemenea, am avut obiective de investiții veramente de verări de credite de 305.000 de lei. Propunem verări de credite, din care 225.000 la investiții și 80.000 la bunuri și servicii. 80.000, cei 65.000 la însoțitori și 15.000 i-am dus la servicii de dezvoltare publică, la iluminatul public. Nu ne ajungeau încă 15.000 lei. Să fac 80. 225.000 este care spuneam pe investiții. Ducem 120.000 de la alimentare cu apă, sistem 3, la achiziționarea mini-excavatorului, care deja s-a ajuns în curtea instituției. Aveam prins în buget partea noastră de cofinanțare, iar galul Tamaș, obiectivul de investiții care e finanțat prin Tamaș, ne-au anunțat că trebuie să punem toată suma, să o plătim. Avem și dreptul să o plătim, pentru că pe fondurile europene nu se aplică ordonanța 90 privind echilibrarea bugetului public național. Nu avem voie să cheltuim decât 1 pe 9 din buget la toate obiectivele de investiții, dar acolo unde sunt fondurile europene, plata se face integral. Așadar, suntem pe lege, am pus toată suma și urmând ca după decontarea și recepționarea bonului și punerea în funcțiune, să trimitem documentația și să primim partea de cofinanțare care va fi de la fondurile europene. De asemenea, 13.000 din creșterea de venituri am direcționat-o către școala Crâncești, unde mai aveam de plătit, noi când am construit bugetul inițial, nu am pus întreaga sumă, că nu am avut de unde, la naveta cadrelor didactice. 198.000, cei care se retrag, sunt la activitatea de învățământ. 198.000 din 570, mai mult 372 care deja s-au utilizat, s-au retras, pentru că s-a stabilit la nivel central ca bursele de la școală de începând din luna septembrie să fie plătite de inspectoratul școlar. Prin bugetele inspectoratului școlar, direcționându-le către școală. De 65.000 am zis că s-au dus la capitolul 68, 1480 am avut plus 65 de la 51 de la administrație, să faci cu 1545. O să plătim inclusiv noiembrie. Decembrie va fi plată pentru anul următor, rămânând practic în restanță cu sumele pentru plata concediilor de odihnă, care o să-i prindem în bugetul din anul următor. Am încercat cu domnul primar, cu Serviciul Contabilitate, să găsim toate soluțiile. Nu am găsit nicio soluție să putem vira credite ca să facem și plata concediilor de odihnă. Pentru primul an din circa ultimii 10-15 ani, care nu mi-aduc aminte ca să fie rămas în restanță cu această sumă. O să le explicăm oamenilor, cred că o să înțeleagă că trecem printr-o situație de criză și suma respectivă o să fie cuprinsă în bugetul anului viitor. 46.000 de la venituri care spuneam de la JPIS sunt pentru plata celor 20 de lei pe lună. Avem 10 luni de plată de efectuat, acum care o facem în 6 decembrie, pentru plata ajutorului de încălzire pe partea de energie, nu pe încălzire combustibil.
Da? Mai departe, am pus cei 384 de la Europa la centru de zi. 745 am avut inițial plus 384 care ne-au venit acum 1129 pentru obiectivul ăsta. Deci aici avem toate fondurile să finalizăm lucrarea. Dacă nu s-a finalizat până la sfârșitul anului, diferența ce rămâne va trece în fondul de lucru. O prindem la anul următor pentru finalizarea lucrărilor. La extinderea rețea de apă, pentru că s-au întârziat cu, din cauza avizelor și a anumitor motive, obiective, realizarea acestui obiectiv. Din 850.000 am luat 225, mai rămân 625. De asemenea, nu avem plăți făcute la acest obiectiv. Conform ordonanței 90, nu mai putem face plăți anul ăsta. Rămâne ca suma neutilizată, ea va rămâne în fondul de moment, o să punem la anul următor. Deci bugetul și la partea de cheltuieli, din 13.347 inițial, cu o creștere de 748 și cu o scădere de minus 500, va fi un buget de 13.592, egal cu partea de venituri. Asta este toată prezentarea care vă supun atenție și aprobările și ședința de astăzi. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnul contabil, dar aș vrea să mai completez câteva chestii care să se înțeleagă mai bine vis-a-vis de încălzirea la energie. Se referă la 20 de lei pe lună și se dă pe 9 luni, deci lumea, populația care beneficiază de acest drept social o să fie între 200 și 220 maxim, dacă luăm în calcul și luna noiembrie, dacă e fără noiembrie. 10 luni, 20 de lei, 200 de lei, vor primi. Deci oamenii să știu că atâta vor primi 200 de lei. Ordonanța de guvern 90, ar vrea să mai detaliem un pic aici, în ideea că ni s-a interzis să facem niște cheltuieli, adică cu iluminatul stradal, cu cheltuielile de bunuri și servicii de tot felul, deci chiar în ultima lună, în afară de lumină, telefoane și astea, n-am cheltuit niciun bani, nu puteam plăti, decât cu excepții care a prezentat domnul contabil pe fonduri europene. Cum s-o lua mini-excavator? De zăpezirii, care sunt situații de urgență, asta trebuie să le facem. În rest, alte cheltuieli nu putem face până la finele anului, dar putem lucra pe proiecte pentru anul viitor. În linii mari, eu zic că a fost destul de bine prezentată rectificarea. E o rectificare cu plus, una peste alta, deci am primit banii pe centru integrat, bani europeni. Vom primi și pentru mine excavator de la Gal și atunci vom direcționa de unde am luat și vom completa cu o sumă. Vom vedea. Pe partea socială stăm mai rău că nu avem bani, dar vedem. Poate sunt alte comuni care nu au plătit nici salarii de 2-3 luni și noi dacă îi plătim salarii la zi, ăsta stăm, suntem pentru comunii fruntași, să zicem așa, la menținerea sistemului social. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Inițiator, primarul comunității. Aici vreau să vă spun pe scurt așa că nu vor crește taxele și impozitele locale cu niciun leu, decât prin rata inflației care ne obligă legea să creștem, deci toți suntem obligați să facem această creștere. În schimb, se mențin aceleași facilități pentru populație. Deci, scutere de 10% până la 31 martie, pentru locuințele care trec de 100 de ani se scutește cu 50%, care sunt 50 și 100 de ani cu 30%. Deci avem niște facilități care se mențin. Rămâne la fel exact în același și la vehicule. Rămâne același impozit ca în anul anterior, plus că achităm rata inflației și la taxe și la impozite, care sunt câțiva bărăți, nu e ce ne știe aici. Deci, cresc foarte puțin. Nu
știu dacă e cazul să vă dau toate astea, că le-am avut, de aveți și la mapă, să dau toate... Nu aveți proiectul hotărâre și să citim. Da, dar eu am citit proiectul și nu are cam mai ce să reprezentez. Deci să se înțeleagă clar că avem același impost care am anterior, plus rata inflației, care trebuie să suntem obligați să plătim o dată rata inflației. Două cifre sau una? Una, nu cu două. Avem scris undeva unde e rata inflației. Cât? 7,5%. Deci, 7,5%. Deci, la gunoi, în loc de 100 să fie cu 7 mai mult. 7,5. E limpede că cel care a avut o casă de valoare mai mare și are impozit mai mare, se impostează cu 7,5%. Nu o să plătească mai mult cel care are. Nu e o sub, dar să știți că în Consiliul Local nu are nicio putere asupra inflației. Deci noi nu putem. Sunt anumite taxe care le putem crește sau diminua, dar noi am lăsat la fel, că așa mi se pare corect, și taxa de inflație trebuie obligatoriu. Consiliul Local nu are nicio putere. Da. Vorba aceea, zic că găsești o comoară la tine în grădină, ia statului. Da. Dacă găsești cannabis, ia tău. Și răspunde ea. Și răspunde. Avem taxa de producător, 26 de lei. Nu avem niște taxe așa de mare. La tractoare erau 500 de lei, acum 170. Era exagerat. Acum nu noi am nimic. La tractoare era exagerat într-un timp. Da. Nu știu dacă e... Pe suprafață, până suprafață, până la 500 de metri cu cuviuțul, 245 de lei. Pentru taxe de închiriere stradale, dar asta mai mult că nu o să avem noi. În taxe de afișaj, impozit spectacol pe... Este spectacol? Da. Este miercuri, ocazionat de... Da, rămâne la fel aspectul ăsta cu taxele rezidențiale și nerezidențiale. Dacă un cetățean are două camere unde are un spațiu comercial, plătește la nerezidențial doar acele două camere, și restul din imobil se plătește la persoană fizică. Deci așa am practicat și așa e și legal. Și până acum, deci... Cred că mai rău stăm, dacă e să facem așa un radiografia compartimentul ăsta, mai rău stăm la încasări față de anul trecut. Sunt încasări, eu știu, cu 10% pe unele capitole. O să mă treacă în rămășeță. Da, vedem ce mai putem recupera. Pe la finele anului, poate mult se lasă pe ultima sută și o să vină cu banii pe ultima sută acum și o să ne umfle bugetul. Da, facem față să-l destrămezut. Da. Cam asta vreau să vă mulțumesc. Okay. Să punem la vot punctul 2. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Pâncești începând cu 1 noiembrie 2023, în conformitate cu legea numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung din țetor primarul Comunei Pâncești. În măsuri fiscal-bugetare, în afară de OUG 90, care prevede reducerea cheltuielilor publice, mai vine statul cu o reglementare în care ne obligă să reducem cu 10% numărul de personal. Noi avem 29 în organigram, am fost obligat să reducem cu 3 posturi și am redus unul de la agricol, că erau două posturi, era unul vacant, unul de la contabilitate, că eram vacant la fel. Un contabil are experiență, face față și fără asta și unul de la Cubrio, da, și unul de la de servire, muncitor calificat, deși acolo mai avem unul vacant pentru canalizare. Când o să funcționeze canalizarea și e necesară completarea postului vacant, ăla l-am lăsat, există. Deci astea trei. Acum nu e mare
reducerea, dar acolo 1330. Da, aici la nivel local. Asta e, da. Cam asta e. Primăria Cluj e altceva. Putem supune, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă? Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului general al investiției, reabilitare și schimbare destinației din școala Corbe în centru comunitar integrat. După cum știți, în ultima lună a crescut atât salariul minim pe economie de la 300 la 320, cât și salariul minim în construcție la 465 de lei. Și atunci suntem obligați ca partea de manoperă care a mai rămas de executat la acest centru integrat, să o actualizăm. Și atunci am venit cu actualizarea devizului general. Deci de la 838.259 de lei, s-a făcut 912 lei, deci undeva la 65 de lei, fără TVA. Deci creșterea restricției manoperă ne permite legea. Problema e că au mai crescut cu 56.000 de lei, pardon. Această investiție a ajuns preț final la cocutul cu TVA 1.083 de lei și era 996. Asta e prețul final. Deci nu s-a umblat în alte, la manoperă, nu la materiale, nu la alte capitole din vizie, dar omul plătește salarii mai mari, trebuia să știe problema. La salarii din construcții? Problema e alta, că am mai discutat-o și cu doamna deci, Marș, cu colegii pe aici, că firmele care au lucrări cu statul contribuie și plătește statul diferența asta de salarii. Dar unii sunt privați să plătească patronul și acolo e, mi se pare că o să se discurce mai greu, acolo unde se salariază mai mulți. Că până la urmă economia nu se face de la stat, deci se face tot de la privat. Adică statul ar trebui să facă economie să nu cheltuiască, dar plus valoarea, ca și creșterea PIB-ului, tot de la privat. Bine, se forțează un pic nota cu salariul minim în construcții, destul de atractiv, atât pentru cetățenii români, cât și cei din afară, când ne împânze țara de muncitori din alte state, din Sri Lanka, din eu știu până mai bine. Dar și la noi sunt, de exemplu, cum e la Umbrărescu aici, câștigă 90.000 de lei pe lună. Net, 9.000. Avem un cetățean care e în prenatal, are prenatal de 5.600 de lei. 6.000 de lei pe cele din îngrijire copil. A avut salari mare și o dă procentual cu salariul. Deci, se mai plătește și în țară, dacă se muncește, bineînțeles, dar care stau pe social, costă 75 de lei și nu vor să muncească, e logică. Sau alt probleme. Deci creșterea pe deviz general e strict pe într-o manoperă care a crescut salariul minim și am fost obligat să-i contribuim această creștere. Spunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 5. Diverse. Dorește cineva să ia cuvântul? Sau în primul? De gas, mai aud ceva. Da, se lucrează. Deci ca să fiu eu cu gazul am fost un pic sceptic de la început, prin mai multe considerente și încă mai am o doză de scepticism. Și acum am ideea că suntem trei comuni și cu comuna Orbeni, care e comună terță, deci trecem prin comuna lor cu conducta. Înainte mai greu, dar nu-i pierdut proiectul, suntem undeva în întârziere, că am scos odată la licitație partea de gestionare a gazului metan și nu s-a înscris nicio firmă și acum am scos-o iar din nou, a doua oară am scos-o la licitație și delegarea de gestiune. M-am explicat eu că delegarea la gaz metan nu e ca la apă, deci trebuie să, cel care va exploata trebuie să asiste și la lucrare. Sperăm de data asta să vină firmă, deci del gaz sau ce firmă va veni să ia în gestiune
lucrarea asta și să vedem dacă statul și programul ăsta, proiectul ăsta de gaz metan a fost, dacă vă amintesc, pe Poim. Și am avut punctaj bun acolo, dar din 110-120 de proiecte s-au finanțat numai 9 sau 10 și ne-l-au trecut pe Anghel Salini. Ma, pe Anghel Salini înseamnă Guvernul României și știm cu toții că de greu se finanțează pe buget. Așa că nu pot să spun că peste un an, doi avem gata. Dar și în 7-8, 5-6 dacă ar fi tot bine. Noi avem pe Anghel Salini, știți că avem și canalizare la Petrești, care acum e Petrești, Soci, Fundul Văi, pe toate trei state, acum e pe licitație. Costă 95.000 de lei, fără TVA, costul lucrării. Acolo deja sunt anunțate câteva firme care sunt scris. 195.000? Da, 195 miliarde, fără TVA, în bani vechi. Cu stații de depurare complet costă. Aici, la Pâncești, fiindcă am făcut niște extinderi de rețea și n-am avut, am ieșit din proiect cumva, am fost duși în eroare când se face relocări de străzi, că am făcut niște economii și noi n-am știut și am construit pe niște străduțe unde nu erau introduse cărțile oficiale în autorizație. Ne-am obligat să facem o intrare în legalitate, care înseamnă să o luăm de la capăt iar cu certificat de urbanism, cu tot ce ține. În schimb, e pentru lucrări deja executate. A fost sancționată firma, conform legii, că a ieșit din proiect. Suntem cu actele depuse pe toate instituțiile avizatoare. Sperăm că într-o lună, o lună jumătate, să primim toate avizele și să putem da, să putem face recepția, practic. Nu mai avem de plătit, că trebuie să zice că s-o plătit valoarea, lucrarea e făcută, ordine de începere, nu mai ce dacă e lucrată. Numai să intrăm în legalitate pe străduțele alea și să putem să continuăm asfaltarea și care, datorită acestei greșeli, să zicem așa, ne-o sista finanțarea. Să continuăm proiectul de branșare a cetățenilor, care avem acolo o problemă destul de greuță cu centrul la serviciu public de apă canal, care trebuie licentizat, deci trebuie să obținem licență de la ANRCC, care este destul de complex, obținerea licenței, deci se lucrează la documentație. În linii mari, noi lucrăm, dar e multă birocrație, timp. De exemplu, la achiziții, ca să zicem așa, cum am achiziționat mie scautorul ăsta pe Galo, mi-ați mai repede, la tot timpul la achiziții de bunuri și asta e mai repede decât la construcții, pentru că nu trebuie să atâtea aviză, cel puțin când ajungem pe la apă română și pe la mediu, ia câte 2-3 luni cu studii hidrologice, cu cel puțin la birocrație. La Petrești, acolo, la casa specialistului, avem 3 luni când facem numai aviză și expertiză, pe la Iași, de pe la... Și în final am obținut și acolo, suntem în prag de a-mi emite autorizația, deci într-o săptămână se emitem autorizația și acolo. Și se intre pe licitații în decursul iernii și în primăvară vom avea 2 lucrări sigur pe licitații, Casa Specialistului și Școala Pâncești 2. Acum e o problemă care am discutat-o și în ședințele anterioare, să vedem ce buget om avea. Noi sperăm să deblochez situația după 1 ianuarie și să primim bani cel puțin ca anul ăsta și o să găsim soluții să gestionăm proiectele și să le finanțăm, adică să le cofinanțăm, că partea de finanțare e mai grea ca cealaltă. Dar, după cum ați văzut și în nou G90, care face restricționare la cheltuieli, cu fondurile europene nu se face niciun fel de restricție. Deci ar trebui să avem toată atenția spre fondurile europene, că banii sigur de acolo vor veni pentru investițiile în comun. Și totodată întreținerea, care e treaba Consiliul Local și bugetul local, să rezervăm bani pentru întreținerea de infrastructură și tot ce ține de funcționarea serviciilor publice din comun.
S-a făcut iluminatul public pe toate satele, deci nu avem niciun obiect care nu funcționează. Deci totul e schimbat pentru sărbători să fie lumină. O să dăm drumul și la niște luminițe acolo, că se poate avea vreo 20 în funcțiune care din anii anteriori, dacă o să ardă în câteva zile. Asta e, vedeam că nu știm, poate să meargă o lună, poate să meargă 3 zile, 5 zile, nu știu cum vor funcționa. Dar de achiziționat nu achiziționăm nimic. Nu facem niciun fel de cheltuieli pentru sărbătorile de iarnă, că nu avem decât și ați aprobat pentru copiii din Moș Crăciun, cât un pachet țară de 60 lei. Am cap primar, dăm în buzunar. Fiecare consilier, primar, viceprimar, contabil, o să ținem cum o fost dat. Eu sunt dubat de remediu, nu pot să-i primești. Trimiteți ca o card. Îi trimiteți în card și cântă și vă trimite online. Pe WhatsApp trimite poza. Da, că să-ți poștă. Da. Trebuie să ne sperăm că treaba e bună, o să fie bine. Cam asta e, dacă mai sunt discuții. Mai dorești cineva să fie cuvânt? Ce-i să mai? Nu mai. Vrem o pomână de aflare. Te place să-mi s-a ieșit. Nu trebuie.